Bună seara și bine ați venit la programul Probleme de Matematică și Geometrie. Tema pentru acasă. Lasa a comporta. Problema 3 de la pagina 150. Geometrie. 3 de la 150. În ipoteză. Prisma patrulateză regulată. A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim. A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim. Prisma patrulateză regulată. Patrulateză. Regulată. Ce vă spune asta? Că o prismă cu față în pătrat. Pătrat. Deci, și ambele, bă, că e prismă, că e piramidă. Da. Da, așa am zis. O zis o prismă cu baza în pătrat. Nu mai trebuie să spunem ambele baze, că se subînțelege la prismă. Prismă, mă gândeam că poate ei se gândesc la piramidă. Da. Deci, prisma patrulateză regulată se secționează cu un plan FG. Deci. Paralel. FG. Paralel cu planul ABC. Care e paralel cu planul ABC. Și e FG tot planul. Da, e făcut, da, da. Se cunosc. E aparține lui A prim. E aparține lui A, A prim. Așa, pe interior. E aparține interior, da. F aparține lui B, B prim. G aparține lui C, C prim. G aparține lui... C, C prim. C, C prim. AB e egal cu 20 cm. AB e egal cu 12 cm. A prim e egal cu 16 cm. Iar A prim e supra A prim egal cu 1 pe 4. Să calculăm în concluzie. Amic. Calculați aria patrulaterului ABCD. Aria lui ABCD. B mic. Calculați perimetrul patrulaterului. Perimetrul patrulaterului A, B, F, E. Și ce? Calculați perimetrul triunghiului BEG. Perimetrul triunghiului? Da, BEG. Asta e. Așa. Ce credeți că facem? Facem repede o prismă cu baza un pătrat. Ce vom face alii? Un drum în spate. Da? Deci pătratul nu-l putem reprezenta. Adică sub forma asta. Iată A, B, C, D și ridicăm perpendiculare. Perpendiculare de suplamente, nu? Deci perpendiculare pe... Sigur că dacă închid laterale la prismă, neapărat congruente, da? Deci avem A prim, B prim, C prim, D prim. A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim. E prisma așa asta. O secționăm cu un plan. Eu pe A prim, dar așa încât A prim e supra A prim, să fiu pătrivit. A prim e supra coata A prim, să fie un sfert. Adică împărțim un patru pe A prim. Împărțim un patru și luăm sfertul de sus. Patru vin din două și împărat în două. Și asta este eu, da? Eu este pe A prim. A prim. Da, planul e făcut paralel cu planul ABC. Important. Dacă secționăm cu un plan, paralel cu ABC, va fi secțiunea tot un pătrat
Încât planele acestea vor, planul va genera un, un bătrat la un sfert de vârf. De planul de sus. Așa că, IEF-ul, eu l-am văzut unii, IEF-ul pe BB primul unde este situat? Tot acolo, tot la o pătrime. Tot la o pătrime, aici va fi IEF-ul. Și CEU, pe CC prim, tot la o pătrime. CEU. Și o să zicem H. Unde desenăm toate aceeași? Păi da, planul paralel? Planul paralel, planul secțiunii planului cu planul de bază. Și le zice și la cât, uite, la 1 pe 4. A, prin E, pe A, prin 1 pe 4. Da. Și puteam să iau la mijloc așa? Dacă zice pe 1 pe 4? Atunci ar fi fost așa. În secțiunea planului cu zice plan. A prin E paralel cu B prin F? A prin E cu B prin F, sigur că da. Că dacă e planul paralel, o tai după drepte paralele. Deci, asta așa e secțiune, asta așa e secțiune, întâlnind intersecția. Deci, stea planul acela cu BC, C', B', este FG. Intersecția, și-a dat cu așa aici, fac, nu? Intersecția lui AA prim D prim D este EH. Hai să punem o puntată pe asta. Și HG, iată, tot puntat. Tot puntat. Mm. Și ce observăm? Că se obține... E FG va fi pătrat. După ce am înțeles problema așa, poziționat punctele și ele foarte clar, mă vedem ce avem ca și cerințe. Fapt, avem AB12. AB, îi dat în ipoteză, da, 12. Așa. Și AB 16. AB este 16. Adică iar aflăm multe. Dacă la toate din 16 noi am bățit un 4, bucățica e de 4. Asta e de 4. Da, dar tot de 4. Da? Deci asta e de 4. Și asta la tot ce a rămas e 12. Și asta care a rămas, sigur că da, e ca la aproape 16, deci 12. Păi, ca să atunci, B prim F e congruentul cu A prim E? B prim F cu A prim E. Mm-hmm. De ce e congruente? Pentru următorul motiv. Că în momentul în care vin cu planul secțiune, planul ala F, care trece prin E, F și C, câte vreme pe trece pe A prim printr-un punct, încât raportul A prim E din toată A prim E o pătrime, ca urmare a faptului că planul e paralel cu planul ABC, da? Planul de secțiune, planul acela care zice așa, e paralel cu ABC, el planul de secțiune va determina la intersecția, deci intersecția planului acela cu A prima B, B prim, o dreaptă, E, F. Da? E, F. E, F, asta va fi paralel cu AB. Pentru că zice, mamă, E, F, G, paralel cu ABC, ce cu tine? Deci E, F, G, planul C, de care vorbim. Care îl tai, e paralel cu planul ABCD. Ce vrei? Fiind paralel cu planul ABCD, o va face, după drepte, paralele cu planul de jos. Deci, E, F va fi paralel cu AB. F, G, paralel cu BC. Și atunci, și GH, că ele sunt coplanare. Și GH va fi paralel cu DC în fața respectivă. La tăiat, efectiv. Și e H la fel. Fiind paralele și aici fiind un sfert, toate vor fi la un sfert. Din mutile. Din mutile sunt detale. Nu? Și vor fi toate la un sfert. Rămâne întrebarea de ce e fui paralel cu AB, că aici ești pentru merită. Ba nu, asta am înțeles. Dar tu și acum ce întrebare mai ai? A prim E, cum e cu B prim E, pentru că A prim B. A prim E egal cu B prim F, pentru că toată A prim și cu B prim era concurente.
asta toate, cu asta toate, am închilat prism, da. Toate sunt de aceeași măsură. Și A prim, B prim, cu A, B, tot erau paralele, prism. Deci, fețele acestea sunt dreptunghiuri. Toate fețele sunt dreptunghiuri și chiar concurente în cazul de față. Pentru că A prim, B prim, E prim, paralelogram, e chiar dreptunghi, de asta A prim e congruent cu B prim, F, nu? Deci A prim, B prim, este F. F, A prim, B prim, F. E dreptunghi, de asta se adă congruent, nu? Păi este dreptunghi fără discuții, pentru că fața toată era un dreptunghi. Și când am dus o paralelă, se formează două dreptunghiuri, ăsta deasupra și ăsta desubt. Bun. Deci E, F, G, H este, ce este E, F, G, H? Dreptunghi. Chiar pătrat. Chiar pătrat. Da, este pătrat. Ce îmi cere să afla, are un ABCD. Da. Deci 12 la pătrat, deci la adică 144. Răspunsul pe loc, da? Egal cu 12. La pătrat, egal cu 144. Mai departe. Perimetrul ABF. Perimetrul ABF. Păi 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 4. A, B, F, E. Deci s-au rămas astea 12. Da, da. 12 plus 4. Da, cu 12. Păr 4 și da, 48. Deci A, B, F, E pătrat. Da, sigur. Și acum? Și pe metru drumului B, E, G. B, E, G. B, E, G. B, E, G, da. Îl urmim E cu G. B, E, G. Mă facem cu acolo aici? B, E, G și G. Sunt diagonale pătrate. Da, sunt diagonale în pătratul de la pătrat. Deci radical de 2 ori 3, nu? Da, deci radical de 2 ori 3. 12, radical din? 2. 2. Diagonale. Deci 3 egal din 12, radical din 2. 36, radical din 2. Suntem în problemă, da. Mai departe. Mai avem o problemă. O să ne lasă la urmă? Sigur. Da. Ce v-am terminat? Da, mă, asta a fost. Și am avut o problemă simplu. Simplu. Asta trebuie să spunem că m-a ocupat. Din asta văd de la... Da. Test. A, clar. La test, nu la test am zis. A, vrem. La testul de la? Da, ei au un test, să pun la viitoare. Am înțeles. Și la matematică n-au decât o singură modul. Atât? Atât? Le-a dat decât un test. Foarte bine. Nu știu ce... Deci, ce se urmărește. Dar se urmărește și teza, știți? Se urmărește să fiți în priză, să tratați cu multă responsabilitate fiecare oră. Da? Dar asta este. Problema nouă de la pagina 151. Nouă de la 151. Ce spune nouă de la 151? Imoteză. O piramidă trunghiulară regulată, VABC. VABC. C. Are baza ABC de centru O. VABC, piramidă. Trunghiulară regulată. Triunghiulară, se vede, regulată. Avem trei litere aici, deci are baza ABC de centru O. A, O, centrul cercului, ce cum scris, lui ABC, zicem, da? Da. O, centrul cercului, circumscris, triunghiului ABC. Dacă e piramidă regulată, avem că ABC este ce? Triunghiul echilateral. Triunghiul echilateral. AB egal cu ce aici, vedea? Mai am KB egal cu 16 și BA egal cu 10. BA? VLA. VLA. VLA egal cu 10. 10. Fie M miștocul muncheii BC. E. M. M. Aparține lui BC. Parcă lui BC. BC. Așa încât. MB egal cu MB. Egal cu MC. Adică M e la mijloc. Da.
De ce? În concluzie. Ami, calculați vm. V plus. Vm. Îi dau cu cine? Și pe. Se consideră planul paralel cu V plus H. E. Un plan paralel, alfa, beta, care vreți. Alfa, egal cu. Paralel cu V, B, C. Alfa, paralel cu V, B, C, da? Și care conține punctul O. Care conține punctul O. Așa încât O aparține lui alfa, da? Calculat aria secțiunii obținute în piramida V, A, B, C. Calculat aria secțiunii obținute în piramida. Aria secțiunii obținute în piramida în piramida B, A, B, C. B, A, B, C. Obținute în piramida B, A, B, C. Atât, nu? Da. Să facem o piramidă. O, e centrul cercului, centrul fita de C, adică în perpendiculară pe plan VA, VB și VC, O este și B. Și B, A, B, C, de O, de acord. Și avem AB de 16, VA, toate unghiile sunt egale, de 10, nu? Și avem. Iar AB de 16. Patrapul este egal. Patrapul. De acord. Iem aparțin lui BC, iem pe BC, dar nu oricum, ci la mijloc. Asta este fie. Să ducem punctat și asta, înălțimea, că nu se vede, da? O, e centrul cercului circumscris, adică la intersecția mediană, mediatoarelor de toate. Adică dacă ar duce așa pe A, O, treci neapărat pe mijloc pe aici. Și C, O, taie în el, da? C, O, în el. Așa. Să zicem A1 și e bun, e de așa. Da. Să calculăm pe V. Calculați pe V. V. Cum propuneți? Păi, într-o piramidă triunghiulară regulată, triunghiul VBC este echilateral. VBC este... De ce trebuie? Este echilateral. Că V până egal cu VC și egal cu BC? Nu. Păi uite-te că ai 16, AB egal cu VAB. VAB, VBC și cu VC. A, sunt toate... Congruente. Isoscele. Da, sunt isoscele. VA egal cu VB. Dar congruente trene. 10, 10 și 16 e AB. Îl aflăm laturile toate. Cât e AB? 16? Dar atunci AE mai 8. Sigur că da. Și vom îi perpendicular pe AB și pe tabăra. Da, și vom apropi. Ah, și dacă e perpendicular, e la mijloc doar. Vom îi perpendicular. Este la mijloc și e perpendicular, că noi știm că înălțimea e și mediatoare și mediană. Triunghiul A, V, V, I, S, C, L. Da. Și mediană și mediatoare. Deci pe perpendicular. Da, era la mijloc. Și da. Sigur că da. Deci un triunghiul de A, de demonstrație. A, triunghiul. În triunghiul VAM. Avem. Ce avem? VA. VA. VA 10 cm. VAM. 8. AM egal cu 8 cm. Și VM. Perpendicular pe AB. Știu că VM e perpendicular pe AB. Motivul de ce? Triunghiul VAB. V.
V trunghi isoscel. Isoscel, da? Isoscel. Asta e motivul. Atunci cum nu era la mijloc, da? Mai s-a făcut da, șansa. Că V, M, A, M este când e lucru știut, am închid mântul și atunci. Dacă la ce ipoteză? Rezultă că teorema Pitagora. V, M, pătrat, nu? Da. V, M, la pătrat, va fi egal cu? U, V, la pătrat, minus V, la mână cu tot. Înseamnă la pătrat. Și egal cu? Egal cu 100. Minus. Minus 60, mă, bă, da, 64. Egal cu? Egal cu V, M. Eu nu trăiești, dar ar fi și egal cu 6. Vine vârful, ar fi egal cu 6. 6 metri. Și am aflat-o. Fie alfa, rombat, VBC, care trece prin nou. V, B, C, deci V, fie alfa un plan paralel cu VBC. Deci paralel cu VBC, care trece prin nou. V, O. V, O, A, nu. Astfel încât O o să fie în alfa, acel punct O. Da, O nu, dar nu alfa. Deci dacă planul e paralel cu VBC, planul acela va tăia pe ABC după o dreaptă ce trece prin O, paralelă cu BC. Linia mijlocie o să fie chiar în drăghi ABC. Va fi... Nu? O să vedem, o să vedem. Dar există încă dată. Faptul că planul alfa am un plan alfa și o dreaptă BC care e paralelă cu planul alfa de care vorbesc eu. Deci invers de gândire. Dat fiind planul acela alfa, care trece prin O, un șambi BC paralel cu planul alfa, este o teoremă pe care noi am discutat. Dacă o dreaptă, asta e BC-ul la mine, e paralel cu un plan, ăsta e alfa, atunci, un alt plan, care se intersectează cu planul ăsta. Un alt plan care trece prin BC și se intersectează cu planul ăsta, o face după o dreaptă paralelă cu dreapta dată. Deci, Miruna, mai repet o dată. Deci, dacă avem și avem asta, o dreaptă, cum o vezi pe asta, paralelă cu planul ăsta. Deci, BC-ul este asta. Paralel cu planul alfa pe care îl construiesc, dar el există planul alfa pe care îl construiesc eu. Atunci, un plan care trece, e vorba de planul ABC ăsta. Că trece prin ABC-ul, prin BC. Când se intersectează cu planul alfa, o face după o dreaptă, asta care va trece prin O, paralel cu BC. Deci, încă o dată spune așa, dacă o dreaptă e paralel cu un plan, eu planul la alfa pe care îl duc, el există că îl duc, atunci planul care trece prin BC, e vorba de ABC, se intersectează cu alfa, după o dreaptă, și asta mă înfrânută pe mine, dreapta care trece prin O, că planul trece prin O, alfa e prin O, după o dreaptă, paralel cu dreapta dată. Deci ăsta e motivul pentru care eu am să duc acum. Ce am să duc? Prin O, o paralelă la BC. Asta este intersecția. Planul e alfa, la care mă gândesc eu, cu BC. Și iată că obțin intersecția planul ABC cu planul alfa, după dreapta LT, să zic. LT unde se află în mod sigur?
În planul ăla, alfa. Pentru că planul alfa la care visez eu să-l am cât de curând construit, trece prin punctul ăla. Și am spus că prin paralelă cu BC, planul alfa, data de intersecție LT va fi paralelă cu BC. Bun. Planul își continuă treaba și va tăia pe BBC. Unde? Ce? Iar nu-l găsești de pe LT. Unde? LT? La ea, da. Păi, uite-te, prin O, prin punctul O, duci-mă paralel la BC. Și tai paralela aceea pe AB în L. Păi, dintr-un punct exterior, Mirna, am o dreaptă BC. Și un punct O. Printr-un punct exterior, cât e paralel pot duce la dreapta? O este asta. Una singură. Și această dreaptă LT este în planul ABC, dar este și în planul alfa, de-am vorbit. Care-i planul alfa? Acum l-am construit. Okay. Acel plan alfa îl vedem în data. Trebuie să închipui așa, că a fost paralel cu BBC. Undeva din spate pe acolo, așa? Dar care fi, cum este tot timpul cu planul? Paralel. Și-a tăiat jos. El pe unde se duce neapărat? Prin punctul O. Și-a tăiat-o pe planul ABC, după dreapta LT. După cum a stabilit. Acel plan alfa taie și de planul VAB, după o dreaptă, paralelă cu făguri. Paralelă cu făguri. Corect. Deci L, cum se spune eu aici? Si. Dar e F, că n-avem. A, e F. Deci, practic, F, da. Deci, ce fac? Duc o paralelă. La făguri. La făguri. Și a apărut punctul ăsta. E. Da? A apărut punctul E. Planul respectiv taie și pe VAC de spate. El... L-am văzut pe EL, da? VAC din spate. Așa. Și acum când vei duce pe L și o unești pe L cu E, nu? Sigur că da, și asta e dreapta de intersecție a planului acela, de la avem noi în vedere, cu planul V-AB. Și e cu tu acum că m-am unit? Când este intersecția ăluia, din spate. Că E pe V-A, T pe V-C și iată că... Iată secțiunea. În secțiunea este E, L, T. Secțiunea determinată de planul paralel, întrebarea din unii planul paralel, este E, L, L, T. Paralel cu VBC. Paralel cu VBC. Și noi trebuie să aflăm? Aria secțiunii asta. Nu, aria secțiunii VBC. Păi aria secțiunii obținute în piramidă. Așa. Adică aria lui E, M, T. E. L, și acolo secțiunea VABC. În piramida VABC are secțiunea. Area secțiunii obținute în piramida. Adică area de L, T. Asta vă cere. De fapt, asta. Asta vă cere. Aia acelui drumi paralel cu VABC. Ce a rezultat urma? Vă închipuiți că aveți un cartof. Sub formă de piramide, se poate face acasă un cartof de ăsta, și când tai pe lama cuțitului, așa, și apare triunghiul ăsta de depărtat. Depărtesc corțul ăsta și apare triunghiul E, L, T, ca urmare a secțiunii. Bun. Și povestea este să aflăm area acestui triunghi. Asta e povestea. Da? Deci triunghiul ăsta este
E, L, T. Tot ce mi-e spune că e paralel cu vântul C. Așa. E, începe munca. O era centrul cercului circumscris triunghiului. Da. Ne închipăm acum ca să înțelegem bine problema. O, de unde trebuie să ne alegem? Exact. Ne dăm foarte tare. Deci noi știi că dacă nu ții echilateral, centrul ăsta e la intersecția mediană mediatorilor. Da? Hai să zicem. La mediane. Hai să zicem mediatoare de toate. La o treime de... Deci înseamnă o treime de bază și două treime de vârf. O treime de bază și două treime de vârf. Dacă aș afla-o pe toată ce mânguloară... Pe care? Pe ce o? Pe ce mânguloară mai întâi. A, pe ce mân? Că ce o, că mânguloară o pot afla. Da. Mă spun așa. Ce-mi trebuie mie? Îmi trebuie poziția în care taie pe A, A1, știind că O1, O ăsta e la o treime de bază și două treime de vârf, înseamnă tot așa taie și pe el B. Că în triunghiul A, A1, B, A, pardon, A, B, A1 sau A, A1, B, am spus bine. Da. O, L, O, unde este pe A, A1, B? O este la o treime din toată A, A1. Atunci, L, B va fi și la o treime din A, B. Pentru că lucrează tare. Și D, G, la B. Și D, G, la fel. E paralel cu B. Sigur că da. Deci, el, B, egal cu T, C, și egal cu o treime din AB. Înseamnă că... Dar nu știm pe AB. Atunci, cred că mă duc și el de pe BC va fi cât AL din AB. Adică va fi două treimi. Exact. Că o treime este bucata asta și două treimi sunt partea de sus, da? Ne închipuim, adică avem triunghiul echilateral. Și am dus la o treime de bază, paralela. Sigur că taie pe ăsta tot așa la o treime din altul. Și ăsta a rămas câte? Două treime. Da. Și cum toată o știam, cât este AB? 16. AB toată 16. Da, vreau să parte. E nimic, dar lucrăm cu frații. Lucrăm așa, fiind. Deci n-am ce face. Deci eu îi repet. La în momentul ăsta mă interesează să aflu pe el de pentru că mă interesează mărimea lui el de. E, L este egal cu E, T. E, L egal cu E, T. Triunghiul acela a cărui are eu am de aflat. Este o triunghi isoscelă. Eu este aici. L aici. Și tu aici. Fiind o triunghi isoscelă, cu cine este egal aia unui triunghi? Baza, ori înălțimea. Supra 2. Înălțimea, fiind o triunghi isoscelă, cum am supra. Va fi egal la mijlocul lui LT. Dacă noi o știm pe LT ca mărime, dar este paralel cu BC. El de cu BC. Dar nu-i și concurent? Nu, adică e mai înăuntru decât el de. Asta este el de. El de. Da, el de asta este. Deci, noi avem acolo A, BC. Ca să... Și cum el de va fi cât BC? Dar nu putem să folosim teorema fundamentală a semănării? Asta zic. Deci, el de supra toată asta este egal cu bucata asta supra toată. Dar asta e două treimi. Da. Și dacă asta e două treimi, și el te va fi două treimi din de ce? Corect. Dar o să se redactăm o dată. Deci tema fundamentală asemănării pe care o aplicăm acum. Dar ne facem planul de lucru. O să aflăm pe el, da? Până acum. Până acum.
Din fundamentală, tema fundamentală. După ce știm pe el te, ne ducem să aflăm și el, il, el, vine între unghiul V, A, B. La fel. Tot în aceeași proporție este. Da, o treime, nu o treime, da. Și la o treime. Va fi tot la o treime din V, B. Da, da. Va două treime, pardon. Două, de asta, de asta, cum e asta, de toată asta. Deci va fi el, L, două treimi din V, B. Aceeași poveste. Și acum, iată pe, da, V, B, știi că este de 10, deci nu te-am făcut. Știm pe el, știm pe el, știm pe el, așa, dăm în două și găsim pe el. Și face mare. Și face mare foarte repede, bază o rățelă asupra lui. Mai faci o dată planul de lucru. Am avut aici o problemă mai importantă de început pentru a descoperi secțiunea pe care planul o face. Autorul ne spune că trece prin punctul O. Da? Și dacă am un punct exterior, nu în plan, pe aici pot duce un singur plan paralel la planul ăsta de aici. Problema a fost invers construită. Planul acela pe care îl duc, nu-l văd pentru început, dar știu sigur că va secționa. Și planul AB V. Și planul ABC. Și planul care? V, A, C. Și atunci am zis așa. Planul fiind dat, iată că BC e o dreaptă paralelă cu planul de mai înainte. Nu? Și de ce? De ce e paralelă cu planul mai înainte? Păi planele erau paralele. Și planele fiind paralele, în, am pe BC, în planul VBC, și atunci BC e paralelă cu planul alfa la care gândesc eu. Și când îl duc printr-un plan, printr-o dreaptă paralelă cu planul, pe ABC mai întâi, va tăia pe el, pe planul ABC, după dreapta el T, care trece prin O. Și trecând prin, care e paralel cu BC, deci. Paralel cu BC. Și trecând prin O, repede îmi dau seama care e raportul. El te-i paralel cu BC și cum trece prin O, cum A1 e mediană, AO e cât? Două treimi din toate, A1. Așa o mătăiești pe AB. Corect. Și pe AC. Și el, te îmbătrânare, va fi egal cu două treimi din BC. Nu, mai insist o dată, Verona. Și vreau să mă oprești. Unde nu ai clarități, ai neclarități, pentru că rostul discuției noastre este să-ți înțelegi problema. Iar tu faci un serviciu, eu trebuie să mă concentrez la maxim. Și o faci și pentru prietenii noștri. Da? Eu străduindu-te pe tine să te conving, înseamnă că, de fapt, faci o... Tu ai făcut figura invers și ești încurcat la maxim. Hai să, să mai vedem o dată. Ce am spus. Lucrul foarte important este să văd forma secțiunii. Planul acela, în mintea mea, l-am paralel cu VBC. Una din fețe. Una din fețe. VBC. Și atunci, ori va, planul acela va tăia pe ABC după dreapta IRT. Cu dreapta. În cadrul dreapta IRT. Dar paralelă cu BC. Paralelă cu BC. Și ca trece prin om. Asta e esențial. Esențială problemă. Deci o va taia după o dreaptă IRT, paralelă cu BC, și care dreaptă de IRT trece prin om. Trecând prin O, din A1, care e imediat. Către unghiul ăla echilateral. Corect. E și median și mediator și rățime. Dar mediana ne frământ acum, în unghiul ăla. Când zice la cât este? O treime. De bază și o treime. Da? Deci A, O, aia. A, O. E două treimi din A, O. Asta înseamnă și că e A, L. Va fi tot două treimi din A, B.
Da, e paralelă, el de dreapta aceea. Teorema fundamentală înseamnă cine? Da? Când zic A, L, supra A, B, egal cu A, L, egal cu A, T, supra A, C, și egal cu el, D, supra B, C. Știi cum spuneam? Vatul e din plică supra a unui chimic și latul e celălalt trebuie la numitor. Nici nu ți-e clar cu secțiunea? Cu asta cu teorema fundamentală și tu cu țigla. Deci O, L, T sunt coliniare, de asta A, L, 2, P, D, I, N, A, B, N. O, L? O, L, T sunt coliniare? Da, mă, e paralelă și trece prin omul. Păi, dar tu prin... Asta e motivul pentru care A, L, 2, P, D, I, N, A, B, N? Sigur că da, că trece prin O. Și data de intersecție este... Aici tot un paralel cu B, C. Da, da, dar prin O. Prin O, aici sunt coliniare, clar. Deci A, O, L, O și T nici nu se discute. E dreaptă dusă prin om. Exact. Și acum... S-au format cum fie ăsta, el și tu. Și noi vrem și mai ducem. El de... Și continuăm să avem în vedere că planul acela taie și pe V, A, B și pe planul. Și pe B, și nu știu ce... Adică, vedeți, mai ținem o paralelă și la V. A, așa. Și o ținem pe E. E, L. Da. Și la... VG. VG, pe partea și care înseamnă iată un... Și păi și dacă o față mai mic, o față mai mică. Care, din, care e tot mai din planul respectiv. Exact. Deci T, E, L, T, e planul de care vorbeam. Alfa ăla care am zis, noi că-l taie, secțiunea. Așa e secțiunea, care taie și ce-a produs el. Exact. Ca urmare a faptului că am dus, s-a produs triunghiul E, L, T. Și acum, problema este să aflăm marea secțiunii. Ei, dacă am avea un pic de, ne-am amintit, mai exact. Sigur că aflăm toate laturi, dar avem toate. Teorema fundamentală asemănă. La știu pe M, L. Pe M, L. Dar nici treabă, n-am treabă cu M, L. Și știu că am aflat de cu M. Gata, dar nici acum. Acum ar fi o concentrare. E multă. Mă concentrez aici la el de tâi, trângul ăsta. Care este isoscel? În cap de discuții. Deci, de tot ce putem rămas semnă. Să și la un fiecare latură. Oricam, la fiecare, dar vreau să vă conduc un pic la ceea ce înseamnă posibilitatea de a nu mai face avea triunghiului. Să nu mai facem avea triunghiului? Și să o găsim. E o treime din... Cum? Da, e o treime. Deci să o găsim. Sau e două treime? Cred că e două treime, da? Din V, B, G. Din V, B, G, da? Exact, sunt plane paralele. Plane sunt paralele, corect. Și ca să nu am început să găsim fiecare latură? Că fiecare latură de asta reprezintă două treime, nu? A, e două treime, da. Fiecare de câte din... Eu deci știu, uite, din teorema fundamentală la asemănări. Hai să vedem. A, L supra A, B. A, L supra A, B, minunat. Cât e egal? Egal cu A, T supra A, C. Da. Și egal cu L, T supra B, C. Dar L, T și între L, T și B, C, cât este? Cât am zis că este? L, T și B, C din O și egal dacă vrei și cu O. A-O supra A-O supra A-1. Corect. Da, e la 2-3. Iar A-O supra A-1 este 2-3. 2-3. Și atunci l-am găsit pe el de 2-3. Din cine 2-3? Din BC. Analog el 2-3 dintre B. Da, analog așa 2-3. Și atunci alea va fi pătratul raportului de asemănare. Corect. Că triunghiul VBC este și el isoscel. Cum este el de D. Corect. Da. Paralele, și paralele. Și așa două triunghiuri asemenea, într-un raport de asemănare stabilit, al raportul arilor egal cu pătratul raportului de asemănare. Și atunci eu fac alea triunghiuri ABC. VBC. VBC, care e mai ușor, că știu pe BC. Știu pe VAB și VC da. Și ABC. Da. Da, și da, da. Aflu alea triunghiuri rapid. Corect. Hai să ne luăm așa ușor, să procedăm la redactare. Putem începe? Da. Ce ștergi? Zicem așa. Ce am făcut aici? Să ștergem.
deci astea, atât. Genunchii clar, spuneți acum. Clar că el, E, L, T, este paralel cu V, B, C. Da, pentru că l-am dus noi. Esențial l-am dus prin O. Exact. Tocmai ca să ne putem folosi. Deci punctele tale ale problemei sunt acestea. Planul acel dus prin O, care ne determină, practic, și localizează, fixează secțiunea. Așa știm de acolo, da, de acolo vedem totul. Deci o să zicem așa. Alfa, deci demonstrați. Alfa e paralel cu B, B, C. C. Cu planul de da, cu planul B, B, C. B, C. B, C e paralel cu alfa. BC e inclusă, hai să zicem, BC este inclusă în planul VBC, nu? Da, da, da. Inclusă. BC e inclusă în planul VBC. BC este și inclusă, unde mai este inclusă? Și în planul ABC. Da. ABC. Și cum alfa e... paralel cu VBC, dacă și BC e paralel cu VBC. Că alfa e paralel cu... Iar alfa intersectează. Intersectează pe cine intersectează pe ABC, pe planul ABC. Egal cu o dreaptă pe care am notat-o noi LT, așa încât O aparține lui LT. Așa încât O aparține lui LT. Deci O se găsește pe LT. Cum de aici, din tot ce am scris până aici, el T e paralel cu BC. Corect. Deci, trage în confuzia, el T, T el, poftim, paralel cu BC. Și cum O aparține, aici o să scriu, O aparține lui el T, el T. Iar A1, O aparține și lui A1. Da. Iar raportul AO, AO, supra A1, A1 egal cu 2 pe 3, e primă de ce. De aici îmi rezultă că AL supra A, A, L, supra A, B, egal cu, dacă vrem, cu A, T, supra, T supra A, C, supra A, C. Și egal cu el, D. Și egal cu el, D. Supra B, C. El, T, supra B, C. Și egal cu el, B, C. Și egal cu el, B, C. Din motivele știute. Și atunci, eu mă opresc numai la asta. El te supra BC egal cu 2 pe 3. Analog, el va fi 2 pe 3 din VB. Deci, analog, din cauza că am dus paralel la acel plan paralel, deci analog. El... El. El supra el supra VB egal tot cu 2 pe 3. Tot analog și ET supra. Analog cele două în relație. Și ET ET supra V C egal tot cu 2 pe 3. Egal cu tot 2 pe 3. Și cum avem și că el te, adaug și aici, el te supra BC egal cu 2 pe 3, din asta rezultă... Se secțiunea toată. Nu, rezultă că am raportul egalitate a celor trei. Da, da, da. El, el, l, supra, verb, egal cu... El, t, supra, BC, și egal cu el, T, supra, BC.
Bercele. Și zărul de vedere. Și egal cu 2/3. Da? El trebuie să facă și egalul 2/3. Rezultă din toată povestea asta că triunghiul e este asemenea cu triunghiul VBG. Și atunci area triunghiului e triunghiul e adică la simțul mă obținut. Supra area triunghiului VBG egală cu 2/3 la pătrate. Așa, și pătrate. Da. 2/3 la pătrate. Și egal cu 4/9. Întrebarea lui, de aici spune că are lui ELT. Da. Are lui ELT. Uite, spune toată ea de loc, domnule. Aici, da? Mai spune așa. Are lui ELT egal cu 1, iar să vedeam. Dar de 4 ori aria lui... Aria lui triunghiului e T. Egal de 4 ori aria triunghiului VBG câte 9? Egal, el e egal de 4 ori... Aria lui VBG... Asta e egal cu ăsta ori, ăsta supra 9. Da. Egal de 4 ori aria... Lui VBG? Triunghiului VBG... Supra 9. Și egal cu... Și aria lui 4 ori... 4 ori, să mulți 4/9, ori. Ori. Ia să aflăm area triunghiului VBG. VBG. Ce știm, uitați. V e egal cu VG. Păi, unghiul VG n-are 90, nu? Păi nu, da. VA e ce este? Dacă e din sușel. VA. Ce te fac VA? Ai tu triunghi sușel? Ia să-l desenăm. Asta e la mișto? Da. Păi și atunci V a 1 și mediană și mediatoare și bisectoare și înălțime. Deci atunci, putem să vedem și baza în înălțimea mea. Deci asta este V. Păi da, cu pentru tine și cu grădanții. De ce? Asta de ce? Eu știu cât era de mare, cât era. De ce este ca 6. 6. Atunci, asta e 8. V a e 10. V a de 10. Atunci, e baza care e 16, ori înălțimea nu știm. Nu aflăm. Asta e chiar apotema. Apropo de piramide. Nu? Înălțimea într-o față e chiar apotema. Exact. Apotema V la 1 e apotema chiar. Deci, exact așa. V la 1 va fi egal cu radical din 10 la 100 minus 16. Dintre e 6 e 6. Ți-am aflat. Nu am aflat-o, domnul profesor. E V acela. E egal cu V la 1. Sigur. Și l-am aflat că e 6. Deci, noi puteam să zicem ori din triunghiul VBC, ori din triunghiul VAD, exact. Toate triunghiurile sunt egale. Exact. Și cu un egal cu VA1. Așa încât voi spune că... Aia o știm pe VA1. Pe VA1 e 6. Pe VA1 nu știm de așa, da? E 6. Și dacă o înălțimea? Aria triunghiului. Triunghiului, aria triunghiului, care are mai altă problemă. Da, VBC. Va fi egală cu... Baza. 16. Ori înălțimea 6. 6. Supra 2. Și egal cu 16 ori 3. Da, 3. Deci 48. 48. Și ne ducem în problema noastră. Cineva este negăjit în sunetul meu neîncrăt. Da. Sunet, vă rog. Acum am făcut cum facem și el. Și ne ducem în problema noastră. Ia, te rog să termine. Da, și 4/9 ori 48, ori aria ăsta. Simplifică ceva pe aici, Călin? 48/9/3. 48/9/3, da? Da. Și cât, da? 3. Ori 1/18/30, da? 6. Și egal 1. Mai reducem 4/18. 64/3. Doar că e... Da, dar eu știu, e dacă ați înțeles. Da. Eu dacă o configura invers, nu înțeles nimic. Da, și configura, dar ai făcut eu și nu poate și până altă. Păi, de aia. N-am făcut triunghiul exact opus.
Da. Deci constatăm că am găsit alea. Are cred, unii 64 pe 3. Și am zis aici să 48, da. 48? 64 pe 3. 64 pe 3 este valoarea de la arii. Secțiunea aceea. Deci 64 pe 3. 3. Hai să mai vedem încă o dată. Dar uite o tablă Vietnam la figura ta. Deci, insistăm. Puteam să aflăm dimensiunile toate ale triunghiului. Corect. Pentru că am avut el este egal cu el, egal cu 2 treimi din făcuri din 10. Da? Și lăsam așa, găsem o valoare. După ce luam triunghiul ăsta de o parte, știind și de el că este 2 treimi din cine? Din 10, adică din 16. Și într-un triunghi care cunoaște toate dimensiunile și social, îi aflam înălțimea, făceam toată povestea. Înălțimea asta e, nu știu dacă e chiar în o, rămâne o problemă, unde fi ea, nici mă frământă problema, ea, înălțimea aceasta în triunghi social, ea este, este, cred că, exact tot din VA1, nu? Sigur, e din VA1, tot două trei. Că toate elementele triunghiului sunt în raport de 2 pe 3. Exact. Și atunci, ce ăsta am avut eu să muncesc, să găsesc laturile acelea, când raportul tuturor elementelor, celor două triunghiuri, E, L, T și V, B, C, sunt în raport de 2 pe 3, atunci arii lor sunt în pătratul raportului de asemănare. De ce pătratul? Pentru că sunt într-o arie a două dimensiuni. Baza ori înălțimea. Și cum și baza e raport de 2 pe 3. Și înălțimea de 2 pe 3, vine 2 pe 3 ori 2 pe 3, 2 pe 3 la pătrat. Totdeauna, la arii, pătratul, raportul de asemănare. Adică aria acelui secțiunii, supra aria triunghiului mare, e egal cu 2 pe 3 în cazul nostru, la pătrat. 2 pe 3, totul la pătrat. Și am meditat în felul ăsta să mă duc la calculul el de T, și am calculat aria lui VBC, care era cât VAB. Și am mult mai ușor în ce am avea AB, pentru că AB... Nu am aflat, și pe AB o știam, dar și pe BC o știm, a V-a unui V-mă. Deci toate, nu degeaba mi-a zis să calculez pe V-mă mai înainte. Tocmai era apodema pe la mine. V-mă era apodema, cred. Da. Și atunci, iată-mă că am avut șansa să nu mai muncesc să calculez acolo area triunghiului acela, ci pur și simplu mers cu patatul raportul de asemenea. Area triunghiului VBC, fiindcă VAB și ABVAC, ariile sunt de aceeași valoare, mărimile sunt de aceeași valoare, pentru că triunghiile sunt ceva de triunghiuri acolo. Toate sunt isoscele congruente între ele fețele. Corect. Da. Da. Unde ați avut voi dificultăți? Ce ne-ați înțeles în programul ăsta? Să scrii bine și nu mai e și nu au făcut și figură în și am mai percutat. Da, da. Deja vorbim singur. Da. Dar care a fost miezul problemei? Am mai spus. Da, L-O-T. Găsirea de L-O-T. Bine, găsirea poate că găseam, dar cred că nu știu acum... Ducea la două trei, raportul ăla? Cred că încep teoria, da, nu știu dacă ce am trebuit. Ce mamă, că într-un triunghi isoscel sau echilateral, mai mult, ca nostru era echilateral, ăla e tamani intersecția medianelor, care nu rezolvă problema, că altfel nu trebuie să afli centru O. Nu degeaba ne dă informația că zice mamă și... Deci zice la O. Da. Și asta nu rezolvă problema. Deci trece prin... Centru O. Planul prin centru. Și dacă aflam laturile, toate laturile triunghiului L-T, le-am să facem și-am curva? Păi, pe aceea dacă știm la laturile într-un triunghi isoscel, păi e așa cu problema. El e triunghi isoscel. Păi cum e isoscel? El e în cutietă? El este cutietă. Pentru V-G e fiindcă V-G, vreau în paralel. V-G și deci și el, V-G și V-G sunt egale. Și cum aflam aia, dacă nu știm toate laturile? Păi, ia să vezi, într-un triunghi isoscel e o banalitate. Uite ce faci, duci așa. Acolo, ca de la mișto. Să vedem la aia. Și așa, și așa, dar poate e procurat de calul fracției. Exact, și complic. Da, ai el, vezi, el te. Și pe el te, e acolo, e la mijlocul lui el te. Da, este la mijloc, sigur că
Știi bine, triunghi e bine de ala. Da? Mm-hmm. Și atunci, tu ai o treabă simplă ca să afli bine omul. Păi Pitagora, el lătă toată, știi, jumătate din ea, el îl știi. Deci dacă știi, el știi la câștigaturile. Imediat afli, așa nu-i problemă. Dacă știi maturile, mă descurc rapid. Ori bine, Herod, dacă vrei, dar ce mai e? Nu, n-am pus Pitagora, de ce? Domnul Comendor, să recunoaștem cine a fost dragul. Dacă nu era pe 16 și era 15, poate când mărțeam la 3 și ne duceam 5. Da, da, da. Și ne duceam. Dar așa cu fracțiile acolo... Cu fracțiile e complicat. Am dus cu raportul tău, da. Că dat un raport de asemenea și nu am probleme. Exact. Deci, ușor intrăm de acum în probleme de acestea în care se pune problema secțiunii. Cum arată secțiunea? Am să vă las ca problemă pe weekend. Următoarea. O piramidă patrulatere regulată. O piramidă patrulatere regulată. Este secționată cu un plan. Ce înseamnă pe planul de patru latere regulate? Înseamnă cu baza un pătrat, da? Este secționată. Piramidă de patru latere regulate înseamnă că... Dar profesor, nu ar vrea să ne întâlnim și mâine și poi mâine. Să ne întâlnim și mâine și poi mâine. Să vedem dacă reușesc să... Văd mâine ce program fac și aș avea și o zi. Exact. Și dacă la voi lucrați acasă, lucrăm problemele. Și ce nu știu, facem la domn profesor. Nu, luni. A, că tu luni ai deza? Miercuri ai deza. Dar noi lucrăm acasă. Eu te ajut. În weekendul ăsta. Și ce nu știu, nu ții clar, vin la domn profesor ce facem. La română. Și trebuie să văd la mate. La ce pot optezi? Păi ne festez, mă, miercuri, la mate. Nu joi. Joi. Nu știu, dar e lăsat una victoare, peste zi, de asta vrea să lucrezi. Noi lucrăm pe weekend, mama, și cine nu-i clar, venim cu ieri luni la domnule. Luni, marți, miercuri, până la... Avem trei zile și cu cine lucrăm pe weekend. Da, deci eu zic că... E ok. Să poate... Cred că mai încredere. Bine. Da, deci, iată, o piramidă de patru latere regulate, baza un pătrat. Piramida A, B, C, D. Asta baza e pătrat. Și de ce centru O, e la șiriță diagonalelor. N-am pătrat. Înălțimea că e chiar aici. Da? Și B, C, B, D, V, D și V, A. Și V, O. Și V, O, A aici. Înălțimea piramide, nu? A. Și aici, iată, deci, versul sigur, și da? D-ul. Și D-ul aici. Așa. Și se iau un punct E, încât VM să fie o pătrime din VC. VM egal cu 1 pe 4 din VC. Și se face o secțiune cu un plan perpendicular pe unghia VC. În el. Deci, el este BVC și facem o secțiune cu un plan, în piramida asta o secțiune cu un plan, perpendicular, planul ăsta, e perpendicular pe, pe VC în punctul el. Dar să mai dau și niște elemente, da? Deci să zicem că asta e din latură L, cât vreți voi 10. Și... Și VG? Și VA? VG și VA, acum mă gândesc că... Vreți unul pe 4. Ca să fie unul pe 4, să poate să... Da. Să puteți să împărți. Așa. Deci să fie 16. Ca să fie 1 pe 4. Iată, am să 12 și iau și 12 toate munchile. Deci, am mutat AB egal cu C și egal cu VC, VB, toate de 12.
Deci toate sunt triunghiuri echilaterale la fețe, dacă le vedem așa. Da. Și secționăm cu un plan perpendicular pe VC ce trece prin mână. Planul ăla va fi paralel cu ABC. Planul acesta va fi paralel cu cine? Cu ABC. Cu ABC. Nu. Nu? Când ați spus plan perpendicular, trebuie să vă gândiți așa secțiunea care trebuie să fie planul acela perpendicular. Nu. Ei, ce observăm, ca să vă dau și câteva puncte de reper, triunghiul VAC este ce fel de triunghi? Echilat? Nu. Isocel. Este isocel cu VC, este cât VA? Da, da. Și VO este înălțimea. Și VO este înălțimea? Era C? Da, echilateral. Nu, e isocel, dar așa. Isocel, atât. Dar... AC e înălțimea de 2. Deci AC este L radical din 2, da? Da. Și dacă e L radical din 2, ce fel de triunghi este acesta? A, V, C. Este isocel, dar dreptunghic. Da, că ești mutat din... E L radical din 2, da. Deci triunghiul V, AC e dreptunghic în... V. În V, adică A, V, C e în O radical, da? Da. Și când vin cu planul perpendicular pe VC, va fi paralel cu VA. Deci, i-am zis că viu cu planul perpendicular pe VC. Așa. Și cum A, V perpendicular pe VC, da. Din cauza că am, ce am făcut? Am camării, mi-am arătat în final. Și că... ce mi-ați dat paralel ca să urmeze concepturi? Hai să punem paralel. Ar fi paralel cu, da. Cu perpendicular. Ducem un plan, prim, paralel cu, paralel cu VA. Dreapta de VA. Da, paralel cu dreapta de ea. Deci, prin punctul urmă, ducem un plan paralel cu VA. Prin... punctul urmă, situat la o trim, la o pătrimi, da? Da. Ducem un plan paralel, paralel cu VA, cu mică de ea. Doar cu VA? Da. Nu-i dat cu plan? Cu un...